Bună ziua, dragii noștri, din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise, de data aceasta în cadrul unei alte campanii organizate pe site-ul editurii Herald, de către editura Herald. Între 16 și 25 octombrie descoperim tradiția vie a spiritualității creștine, o incursiune spirituală în practica și fundamentele doctrinare ale tradiției creștine, indiferent că vorbim despre tradiția răsăriteană, creștin-ortodoxă sau despre tradiția apuseană. Vom discuta despre calea creștină și marile tradiții contemplative, învățăturile sfinților părinți, discursul mistic, rugăciunea inimii și adevărata trăire a inimii, cu invitații seriei de interviuri, cărți deschise pentru minți deschise. Este astăzi alături de noi și îi mulțumim foarte mult domnul profesor Teodoru Ghiondea, un drag prieten al editurii Herald, și am ales, cum facem de obicei, am ales o recomandare de carte pentru dumneavoastră, Benedictus Deus, Tratate și predici de Meister Eckhart, o carte publicată în colecția Spiritualitate Creștină. O carte care, așa cum spuneam, se află în această frumoasă campanie Tradiția vie a spiritualității creștine. Am să vă arăt cartea și la cameră și apoi la sfârșitul intervenției noastre, a materialului realizat împreună cu domnul profesor Teodoru Ghiondea, am să vă arăt iarăși cartea. Domnule profesor, o carte remarcabilă, o personalitate covârșitoare, copleșitoare, probabil că nici nu ne ajung cuvintele să vorbim despre Meister Eckhart, teolog, filozof și mistic, depășindu-și cu mult contemporaneitatea în profunzimea viziunii teoretice și metafizice. Noi chiar vorbeam zilele trecute și probabil și cu alte dăți, când anumite persoane vorbeau despre acel ev, mediu întunecat. Și în general, când fac o serie de referiri la actualitate, vin cu această mentalitate: păi ce, mai suntem în evul mediu? Da, dar evul mediu întunecat avea și o parte luminoasă pe care mulți din neștiință și din ignoranță n-au știut să o scoată în evidență. Sau alții, e valabil și acest lucru, din răutate. Deci cine a fost, exact, cine a fost Meister Eckhart? Așa cum a spus, este o personalitate covârșitoare. Te copleșește nu numai dacă ești creștin, indiferent din ce parte a lumii vii, indiferent din ce credință faci parte cu toată ființa ta, Meister Eckhart te copleșește. Și asta pentru că ajunge la acel filon de care noi am vorbit întotdeauna, la acel adevăr absolut care este prezent în toate tradițiile lumii și sigur că ajunge la el într-un mod aparte. Sunt convins că oricare intelectual cu preocupări spirituale și evident în sensul ăsta își pune și problema credinței și a conținutului credinței lui, va găsi Meister Eckhart, se va regăsi în Meister Eckhart cu partea cea mai ascunsă și cea mai importantă a ființei sale. Întâlnirea cu Meister Eckhart este o întâlnire care lasă urme adânci, luminează în ființa noastră zone pe care nici nu le-am bănuit. Și asta pentru că, așa cum spuneam la început, Meister Eckhart merge până la ultima limită sau, am spune, ultima consecință a căutărilor noastre. Vedeți, Meister Eckhart nu apare din nimic. În afară de tradiția creștină, cea pe care o știm, de la Sfinții Părinți,
în timpul marilor sinoade și așa mai departe. El este și un rezultat mai larg, aș spune eu, al acelei întâlniri miraculoase de care noi am vorbit, fabuloase de care noi am vorbit de mai multe ori, și anume acele 4-5 secole în zona Spaniei în care s-au întâlnit cele trei tradiții abrahamice. Prin urmare, așa cum spuneam și cu altă ocazie, faptul că cele mai importante voci ale tradiției ezoterice, ale doctrinilor ezoterice, din cele trei tradiții abrahamice, au oarecum o sursă foarte importantă în acea zonă și în acel timp, nu demonstrează cu prisosință și legăturile care le putem face foarte ușor și asocierile care se fac între cele trei tradiții. Reamintesc că timp de 4 secole, cel puțin, au fost împreună atât tasauf, nu? Tradiția, ezoterismul islamic, cât și cel ebraic prin cabală, prin mari cabaliști, și evident că de fapt creștinismul era și gazda, ca să spunem așa. Această conlucrare, acest atanor spiritual deosebit a avut consecințe extraordinare în ceea ce privește spiritualitatea, nu numai din perioada medievală, dar îndrăznesc să spun că tot ceea ce este serios în secolele care au urmat se datorează în cea mai mare parte acestei, în partea esențială, acestei întâlniri. Nu este în mod evident întâmplător faptul că mari cabaliști, Moise de Leon, Moise Cordovero, școala lui Isaac Luria de mai târziu pornește de aici, și mulți alții, Maimonide, nu? Al doilea Moșe, cum mi se spune. În ceea ce privește ezoterismul islamic, iarăși, sunt mari, mari maestri spirituale Andalusiei, în frunte cu Ibn Arabi, Al-Sheikh Al-Akbar, cel mai mare maestru spiritual. Nu? Iar de aici, în ceea ce privește creștinismul, cum poate cineva să creadă că nu are legătură cu tot ceea ce s-a dezvoltat după el? Nu vorbesc numai de mistica creștină, cea reprezentată de Sfântul Ioan al Crucii, care este foarte aproape de Meister Eckhart, prin multe, multe lucruri și partea lui esențială, sau de Sfânta Teresa d'Avila. Pe lângă asta, ceea ce se numește mistica renană, în general, nu, cu un termen, aș spune eu, generic. Eu sunt convins că riguros este mult mai mult decât atât. Partea ezoterică a unei tradiții este partea ei, este viziunea pur metafizică pe care o are tradiția respectivă. Adică, în ultimă consecință, până la capătul, până la termenul final al oricărei cugetări în sensul tradiției respective. Școala renană sau mistica renană începe, să zicem, masiv cu Meister Eckhart, dar Meister Eckhart nu este primul. Sunt maestri spirituali care au trăit înainte de el și care iarăși au pregătit într-un fel această explozie, dacă vreți, a gândirii metafizice occidentale, creștine. El a fost urmat de alte nume foarte mari: Suzo, Tauler, Ruysbroek, Thomas de Kempis sunt urmași ai lui Meister Eckhart și sunt dintre cei mai importanți. Îndrăznesc să fac o afirmație și îndrăznesc încă o dată să fac o afirmație pe care eu am mai făcut-o. Din punctul meu de vedere, și sigur nu numai al meu, Meister Eckhart reprezintă, aș spune, culmea teologiei creștine. Și am să mă explic, împreună cu Sfântul Dionis Areopagitul. Această teologie negativă de care vorbim noi și care sigur că este partea, aș spune eu, pur metafizică a teologiei, există
în felul ăsta o complementaritate între cei doi. În sensul că dacă avem o teologie negativă la Sfântul Dionisie Areopagitul, avem o teologie metafizică într-o afirmație pură la Meister Eckhart. Meister Eckhart face o distinție fundamentală în ceea ce privește perspectiva metafizică asupra credinței asupra lui Dumnezeu, cum îl concepem pe Dumnezeu. Și această distinție este de departe esențială pentru a înțelege cu adevărat nu numai creștinismul, dar pentru a înțelege și Vechiul Testament, în sensul că Noul Testament, așa cum spune Domnul Iisus, este o împlinire a Vechiului Testament într-o altă conjunctură, într-o altă perspectivă, acordată cu timpul ciclic în care apare și se manifestă. Această distinție pe care o face, după mine, este esențială și este și punctul, dacă vreți, de întâlnire între el și cineva care vine din zona hinduismului. Atunci când Meister Eckhart vorbește de Dumnezeu și de divinitate, God și altfel spus, avem de-a face cu conceptul de Dumnezeu ca principiu absolut. Nirguna, saguna, înseamnă fără calități, fără determinări. Deci în puritatea absolută a principiului, iar Brahma, saguna, savișeșa, este Dumnezeu, Dumnezeu cel care are calități, Dumnezeu cel care are nume și atribute. Și sigur că asta este deja o altă perspectivă și este o perspectivă complementară. Sigur că este oarecum șocant pentru cineva care vine din teologia clasică, care are cunoștințe de teologie clasică, așa cum este ea cuprinsă în cărțile obișnuite pe care circulă, nu? Este surprinzător să vorbești de Dumnezeu neant. De obicei se folosește termenul neant. Eu îl ocolesc acest termen pentru că atunci când ai parcurs opera lui Guénon cu lămuririle pe care el le aduce, povestea, problema neantului este una foarte complicată. Foarte complicată. De ce spun asta? Pentru că acest nimic de care vorbește Meister Eckhart nu este o lipsă, nu este o inexistență. Este ceva de dincolo de ființă, ceea ce este extrem de important dacă ai înțeles lucrul ăsta. Vedeți, noi știm că Geneza începe, ca să spunem așa, cu numele lui Dumnezeu, care este un plural. Elohim, nu? Este un plural. Este un plural pentru că nu vorbește de Dumnezeu, de principiul absolut, ci vorbește de acest Brahma Saguna Savișeșa. Adică el are o calificare. Noi vorbim de Sfânta Treime și de Taina Sfântei Treimi. Taina Sfântei Treimi în asta constă, de fapt. Nu este nimic de înțeles rațional. Acolo este vorba de realitatea divină absolută care este exprimată prin trei ipostasuri, pentru că Dumnezeu, în mila și în milostivirea și în iubirea lui infinită față de creatură, nu? Se arată, ca să spun așa, minții omului, intelectului omului, nu rațiunii lui, ci intelectului lui. Vedeți, din toate predicile lui Meister Eckhart, înțelegem lucrul acesta foarte, foarte prețios, că nu trebuie să confundăm inteligența cu înțelepciune.
Că inteligența este cea care ne ajută pe noi în lumea aceasta în care noi am, după realitatea biblică, noi am fost coborâți, noi am plecat. Sigur, termenul de izgonit din rai, gonit din rai, sigur, sunt modalități în care se subliniază ceva, s-au pierdut multe din sensuri chiar în această formulare, gonirea din rai sau izgonirea din rai, s-au pierdut multe subtilități ale acestei expresii și a ajuns numai una, hai să-i spunem, de pedeapsă, peorativă sau cum vreți să-i spuneți. Dar realitatea este alta. Vedeți? Când vorbește Meister Eckhart de acest Gottheit, de acest Brahma Nirguna Nirvishesha, de principiul absolut, el vorbește de el pentru că trebuie să faci distinție între ceea ce înseamnă posibilitățile infinite ale lui Dumnezeu și posibilitatea finită care ești tu ca om și ca umanitate. Și atunci, când Adam în rai, alege să mănânce din pomul cunoașterii binelui și răului, adică din pomul dualității și nu din cel al vieții care era al unității, aceasta este o acordare, este până la urmă, cum să spun, o ascultare ascunsă a poruncii lui Dumnezeu. Este un motiv pentru ca omul să coboare în creație. De ce? Pentru că ăsta este temeiul creației și al creierii omului. El este o posibilitate în această tot posibilitate divină, care este principiul absolut, și dacă ea nu se realizează, Dumnezeu nu e infinit. Logica e simplă. Și atunci, el ca să fie în lumea aceasta, o spune Meister Eckhart aproape, în toate, peste cele 70 de predici care ni s-au păstrat, admirabil, extraordinar, cu un conținut cu totul excepțional, nu? Tu ești trimis în lume ca să împlinești acest rost al creației. Asta spune Meister Eckhart. Dar ceea ce tu trebuie să faci în final este să te întorci la Domnul tău. Adică această creație, această posibilitate a creației s-a realizat și ea trebuie să se strângă. Ea trebuie să revină din nou la Domnul. Și am să vă citesc din poemele lui Meister Eckhart două fragmente. Spune așa, fii asemenea pentru om, fii asemenea unui copil, fii surd, fii orb, ființa ta să devină neant, toată ființa ta, întregul neant, alungă orice simți, părăsește locul, părăsește timpul, la fel și orice imagine, fără vreun drum, ia calea strâmtă. Și astfel vei ajunge la realitatea deșertului. Acest deșert, nu avem termen să-l înțelegem în sensul, este un gol, este acest, cum să spun, această posibilitate completă, totală, extraordinară, care cuprinde totul și deșertul până la urmă poate să fie orice. Pentru că este loc, dacă vreți, și este timp pentru orice. Mai departe, într-un alt poem, spune Meister Eckhart, referitor la suflet, la ce faci tu ca om. O, sufletul meu, spune el, ieși pentru ca Dumnezeu să intre, să dispară întreaga mea ființă în golul, în neantul lui Dumnezeu. Dispari în acest ocean fără fund. Imaginea este colosală. Imaginea asta a oceanului, a fluxului, o avem, ca să vedeți ce legături extraordinare, o avem și în Jalalul din Rumi, când vorbește de câteva ori de ocean. Spune, sufletul meu s-a înnecat, sau marea care sunt, s-a înnecat în propriile adâncuri. Această implozie. Meister Eckhart, când vorbește despre sărăcia într-un duh, este o predică absolut excepțională. Absolut excepțională. Tocmai despre această sărăcie vorbește, despre această umilință pe care o are omul, o smerenie pe care o are omul și pe care trebuie să o aducă la puritatea absolută ca să-L întâlnească pe Dumnezeu. Prin urmare, ceea ce am spus noi și am mai prezentat de atâtea ori, părăsește lumea aceasta. Nu pentru că trebuie să te izolezi și pentru că ea este rea. Nu, ci pentru că ea te ține captiv pe tine. Tu
ți-ai împlinit rostul, te-ai născut, ai ajuns în lume, Dumnezeu îți dă prin Evanghelie, prin textele sacre, prin maestri spirituali, prin sfinți și așa mai departe, prin înger, prin tot ceea ce are El și ceea ce a creat El, îți dă posibilitatea împlinirii și a desăvârșirii, adică să ajungi din nou la El. Dar dacă sufletul tău rămâne în continuare și îți umple ființa, Dumnezeu n-are loc, pentru că sufletul tău, adică psihicul tău, este creat pentru această lume. Vedeți de ce? Întrebarea aceasta care se punea la toate cursurile de filozofie, se punea, este posibilă cunoașterea realității totale? Omul poate cunoaște cele două întrebări ale gnoseologiei, ale problemei gnoseologice în orice curs de filozofie. Din punctul meu de vedere și din punct de vedere spiritual, este o falsă problemă. Creația, lumea, universul a fost creat pentru om, nu omul pentru univers. Prin urmare, filozofia așa cum o cunoaștem noi, inversează raporturile. Nu există o incompatibilitate între creatura om și creatura și creația întreagă. Dimpotrivă, este o compatibilitate completă. Pentru asta Adam în rai face gestul pe care îl face, repet, nu de ascundere, sau nu este o greșeală, ci este o acordare perfectă la realitatea care va deveni după aceea, și anume om în creație, om în mijlocul universului. Această golire de sine de care noi am vorbit de atâtea ori, Meister Eckhart insistă foarte mult. Insistă foarte mult și mai ales spune așa, iarăși un lucru de mare importanță. Noi avem două căi pentru a ajunge la Dumnezeu, prin cunoaștere și prin iubire. Dar vedeți, spune Meister Eckhart și în tratatele lui, nu numai în predici, nu? Spune, cunoașterea și iubirea sunt jumătate din ceea ce ne este posibil și îngăduit. Cealaltă posibilitate este să atragem milostivirea divină, pentru că realizarea, împlinirea omului se face la jumătate de drum. Omul are intenția curată pe care o transformă treptat prin practică spirituală în aspirație către absolut și ea devine irepresibilă, este rostul și temei existenței omului, nu? În momentul acela, Dumnezeu coboară spre el. Pentru că Dumnezeu este atras, dacă vreți. Este un schimb, este o lucrare, o împreună lucrare, cum se spune în Biblia, foarte prețioasă din punctul ăsta de vedere, Biblia de la București, de la 1688. Este un text absolut extraordinar și o limbă atât de pătrunzătoare și de completă, cum se, din punctul meu de vedere, nu cred că s-a mai găsit pentru traducerile ulterioare și pentru edițiile ulterioare ale Sfintei Scripturi. Este impecabilă. La 1688. La noi Evul Mediu a durat mult mai mult. Știți? Ați spus de Evul Mediu și așa este. Sunt o serie de prejudecăți pe care le avem. Aceste prejudecăți ne împiedică de cele mai multe ori, deși avem foarte multă bunăvoință, dar ne împiedică, fac parte din tentații, din tentațiile pe care știm cine ni le provoacă. Așa. Ne împiedică să vedem lucruri minunate și extraordinare care pur și simplu ne salvează sufletul. Și mie, ca experiență personală, acest ev mediu pe care l-am învățat la școală, așa cum ați spus, un ev mediu întunecat, mi-a fost foarte greu să mă deslipesc până am înțeles că acel ev de mijloc, cum mi se mai spune, este ca mijlocul despre care se vorbește în tradiție extrem-orientală, cetatea sălciilor. Adică este centru spiritual și se pare că așa s-a și întâmplat. Pentru că după aceea, odată cu apariția renașterii, s-au schimbat, s-au modificat niște raporturi. Meister Eckhart este, dacă vreți, acum, sigur, în secolul 21, aș putea să spun cu mare admirație, cu mare admirație, că este un antirenașentist pur. Pentru că accentul nu cade pe om, cade pe Dumnezeu. Omul este cea mai prețioasă creatură a lui Dumnezeu.
pentru că este făcut, cum bine știm, după Sfânta Scriptură, este făcut după chipul și într-o asemănarea cu el. Două lucruri diferite. Nu trebuie să trecem peste lucrul ăsta. Adică atunci Dumnezeu când ne-a creat, ne-a creat din iubire și cu toată înțelepciunea lui infinită, pentru ca noi să ajungem din nou la el și astfel, dacă vreți, să mă ierte Dumnezeu, că o spun până la urmă, ca el să fie împlinit din nou, să fie din nou ceea ce este, adică absolutul, nu? Prin acest mers al nostru. Trebuie să spunem că Maestre Eckhart a fost, Maestre Eckhart este influențat foarte mult de neoplatonism. Deși excursul lui de natură aristotelică este impecabil, se cunoaște Platon și neoplatonismul în el. De asta am spus că atunci când îl numesc mistic pe Maestre Eckhart, am o strângere de inimă, că știu că e mult mai mult decât atât. E mult mai mult decât atât. Așa cum spune René Guénon impecabil, mistica este primul pas ca să ajungi la metafizică. Dacă rămâi la el, nu mai poți ajunge la realizarea metafizică, la realizarea totală. Ceea ce, sigur că este un adevăr incontestabil dacă privim toate tradițiile și suntem obligați să o facem. Creștinismul nu este rupt de ele. Există o continuitate între toate tradițiile, nu numai între cele abrahamice, ci între toate tradițiile. De altfel, cine citește Maestre Eckhart cu toate deschiderea și are și cunoștințe din celelalte tradiții, își dă seama foarte ușor de punctele comune cu Ibn Arabi și cu Shankaracharya Devi. Între Shankaracharya, Muhyiddin Ibn Arabi și Maestre Eckhart sunt niște legături, nu sunt niște asemănări, sunt niște legături extraordinare. De ce? Pentru că au avut întotdeauna această pătrundere intuitiv-intelectuală impecabilă și au ajuns până la capăt. Dacă atunci când am vorbit de atâtea ori de Maestre, de Sheikh al-Akbar, de Ibn Arabi, am spus întotdeauna că opera lui este în cea mai mare parte o revelație, vă rog să credeți că am aceeași impresie de fiecare dată când citesc Maestre Eckhart. Pentru că o asemenea ascensiune, o asemenea altitudine spirituală nu poate să o aibă cineva care rămâne închistat în forme fixe care creează până la urmă și niște limite. Ori ca să ai această viziune și mai mult decât atât să-ți împlinești și misiunea pe care o ai spirituală față de ceilalți. Predicile acestea au fost ținute în mănăstiri. Mai mult decât atât, în mănăstiri de maici. Și sigur că e întrebarea aceea pe care și noi ne-am pus-o de câteva ori. Cine a ascultat predicile acestea extraordinare, cu asemenea altitudine spirituală, secolul XIII? E, poftim, mai putem vorbi de Evul Mediu Întunecat. Cine le asculta? Pentru că o predică, știm că riguros vorbind, canonic, ea trebuie să fie înțeleasă. Este una din condițiile. Deci, când se ține o predică, predicatorul nu face caz de cultura lui. Nu, el trebuie să transmită direct, clar și adecvat pe ceea ce s-a citit la Evanghelie, nu? La Sfânta Liturghie. El trebuie să fie calcat exact pe sensul textului sacru care s-a citit în ziua respectivă. Ori când vii cu o asemenea predică, asta, vă dați seama ce mediu extraordinar. Nu poți să îl citești pe Maestre Eckhart și să nu te gândești, de exemplu, la Hildegard de von Bingen, cu 300 de ani aproape în urmă, 200 de ani în urma lui. Iarăși, o figură extraordinară. Și această cale, dacă vreți, feminină, spirituală și care este împlinită mai târziu și de Sfânta Teresa d'Avila și de multe, multe alte figuri feminine excepționale. Toate acestea au același suș, au aceeași pătrundere, același mod, aceeași metodă fără metodă, cum spune Maestre Eckhart. Este o metodă fără metodă. Această metodă fără metodă vrea să spună că intuiția intelectuală ea trebuie să circule liber, dar o stimulezi
prin trăirea pe care o ai, prin practica zilnică a rugăciunii, a postului și a tuturor elementelor pe care le-ai învățat din partea exoterică a creștinismului. Nimeni nu cred că își poate imagina o practică spirituală fără respectarea întocmai a prevederilor, a prescripțiilor religioase valabile pentru toată lumea, pentru orice participant. Altitudinea aceasta, zborul acesta spiritual și metafizic, este o consecință a purității și a efectivității ritualului obișnuit. Unii rămânem la ritual, alții, vedeți, ajung foarte sus până în preajma tronului divin. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre Meister Eckhart, despre cartea sa Benedictus Deus, tratate și predici, alături de domnul profesor Teodoru Ghiondea, în cadrul acestei campanii desfășurată pe site-ul editurii Herald, Tradiția Vie a Spiritualității Creștine. Cu mesajul cu care venim și îndemnul de a citi opera lui Meister Eckhart, foarte multe cărți din colecția Spiritualitate Creștină le puteți găsi în cadrul acestei campanii pe site-ul editurii Herald. Vă mulțumim foarte mult că ați fost și de această dată alături de noi. Vă dorim o zi minunată în continuare și lectură plăcută. La revedere!